Piața asigurărilor din România este în impas și mai vine o lovitură din afară. Asigurătorii din vest cresc polițele pentru electrice. Unele modele de la Tesla, BMW sau Renault sunt daună totală după mici accidente. Bateriile nu pot fi reparate. Chiar dacă avariile la nivelul acumulatorului sunt marginale. Aproape 50% din prețul de achiziție al EV-urilor este dat de bateria cu litiu. Mergem la Bogdan Alecu, senior editor la Ziarul Financiar. Bine ai venit, Bogdan! Salutare! Bine v-am găsit! E un fenomen care ar putea duce la scăderea adopției mașinilor electrice, acesta cu asigurătorii. Până la urmă știm că bateria e o foarte mare parte din valoarea mașinii. Așa este. Bateria reprezintă de obicei peste 50% din valoarea unei mașini electrice. Dacă va duce la scăderea vânzărilor, cu siguranță nu, pentru că acolo se îndreaptă piața. Mașinile cu motoare termice pe benzină sau motorină vor fi interzise după 2035. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe cu cele pe e-fuel, viitorul combustibil. Dar să revenim la electrice. Într-adevăr, aici este o problemă destul de mare, având în vedere că bateria este incorporată de obicei în podeaua automobilului și în cazul unui impact lateral, aceasta poate fi ușor stricată. Dar trebuie să luăm în calcul și următorii factori. Acea baterie este una destul de periculoasă, poate lua foc și implicit ea trebuie cât mai bine încapsulată. Iar dacă aceasta n-ar fi la fel de bine încapsulată, ar putea prezenta riscuri suplimentare pentru pasageri, pentru utilizatori. Bun, avem totuși și un anume sondaj, o anumită cifră. În Marea Britanie, spre exemplu, ajung în fiecare zi 20 de automobile electrice avariate care nu mai pot fi recuperate, nu mai pot fi reparate, tocmai din cauza bateriilor care au fost afectate. Și aici avem și o altă parte, o altă față a acestei monede. Spre exemplu, Tesla Model Y are un risc ridicat, spre deosebire, spre exemplu, de Ford, care merge mult mai bine în zona asta și își protejează mult mai bine bateriile. Ar putea fi un avantaj competitiv pentru anumiți producători? Cu siguranță acesta poate fi un avantaj competitiv. Să nu uităm totuși că tehnologiile sunt încă la început. Mulți se concentrează pe preț și dacă vrem o baterie cât mai mare la un preț cât mai mic, de obicei fiecare se îndreaptă către aceste soluții de a face bateria de bunică folosință. Cu cât ceva este mai reparabil, să spun așa, cu atât este mai scump de produs. Și implicit, nu putem avea și o baterie ieftină și una reparabilă în timp. Cu siguranță astfel de soluții vor atrage clienții pe viitor, însă și pe măsură ce tehnologiile vor deveni mai accesibile, tocmai pentru ca producătorii să aibă fonduri mai mari de investi în așa ceva. Bun, până una alta polițele se vor scumpi, cel puțin ăsta e trendul și acum întoarcem privirea către piața locală a asigurărilor. Știm foarte bine, venim după încă un faliment răsunător, Euroins, cel mai mare asigurator de la noi. Care ar fi situația pe plan local, la ce așteptări să ne schimbăm, la ce schimbări să ne așteptăm și cum ar impacta o asemenea măsură, spre exemplu, adopția la noi? Pentru că, vedem, sunt din ce în ce mai multe EV-uri pe străzi, dar asta pentru că statul încă oferă o primă destul de consistență față de alte state europene, încă avem anumite beneficii, parcări gratuite, bineînțeles, te deplasezi cu un preț mai mic decât atunci când folosești combustibilul normal, fosil. Ce s-ar întâmpla dacă ar crește asigurările pentru EV-uri și ce se întâmplă oricum în piața asigurărilor, care pare destul de instabilă? Dacă ar crește, să nu uităm totuși cu Rabla și Rabla Plus obții un avantaj de aproape 12.000 de euro, ceea ce este unul foarte mare, mai ales dacă te îndrepți către o mașină electrică accesibilă, cum ar fi Dacia Spring sau Volkswagen IAB. Desigur, aici trebuie menționat că în cazul unei asigurări casco se ia în calcul valoarea mașinii, nu cât plătește clientul, astfel încât cei 10-12.000 de euro primiți prin Rabla nu sunt luați în considerare, pentru că nu aceea este valoarea mașinii. Mai departe, ar trebui ca întreg sistemul de asigurări auto să fie regândit în România, pentru că toată lumea se plânge că sunt asigurările mari.
asigurările sunt mari pentru că și la noi au loc foarte multe accidente. Poate n-ar trebui să mai avem atât de multe accidente dacă dorim asigurări mai ieftine. Poate ar trebui ca autoritățile să ia în calcul șoferii, conducătorii auto, care urmează anumite cursuri de pilotaj defensiv, spre exemplu, care învață și conștientizează de pericolele cu care se pot confrunta la volan. Nu asigurările sunt mari tocmai din aceste motive, pentru că noi dacă vrem o asigurare mică în acest moment, s-ar putea ca ea să nu ne ajute, ca asiguratorul să nu deponteze reparațiile necesare. Deci intrăm într-o cu totul altă discuție. O plafonare, spre exemplu, acum că tot s-a discutat de așa ceva, nu ne-ar ajuta. Pentru că eu dacă, nu știu, eu sunt șoferul nevinovat, șoferul vinovat are o asigurare, nu știu, la cea mai ieftină companie, pe mine nu mă ajută. Dacă pe mine mă sună și îmi spune că nu, sau durează foarte mult timp de contare, nu mă ajută. Și chiar vorbeam de asigurări cu mașini electrice. Luăm un caz concret. Proprietar de mașină electrică, nevinovat, implicat într-un accident în luna noiembrie. Acum deja au trecut peste 5 luni. Mașina asta nu mai la servis. Nu au luat-o la reparat pentru că n-au venit componentele. Iar acum șoferul vinovat era asigurat la Euroins. Și după 5 luni în care el a așteptat piesele, servisul l-a sunat: domne, tu ai șoferul vinovat are asigurare la Euroins. Noi nu-ți mai reparăm mașina. Iată. Deci intrăm în cu tot o altă plajă de probleme în această situație, pentru că revenind la ce spuneați voi de mașini electrice, mașinile electrice au componente destul de rare și destul de greu de găsit, mai ales că încă suntem într-o criză a componentelor. Și asigurările trebuie să facă față unui alt scenariu. Ei trebuie să aibă bani să acopere aceste noi nevoi. Mizăm pe e-fuel în viitor, în momentul de față, pentru că se pare că piața electricilor începe în sfârșit să-și arate cărțile. Mizăm pe e-fuel. Electrice cu baterii. Pentru că viitorul, într-adevăr, este electric, este cea mai curată formă de propulsie. Dar are două mari probleme. Bateriile sunt destul de greu de produs în acest moment. Încă ele conțin pământuri rare, metale rare, costisitoare. Și să produci pentru 20 de milioane de mașini anual e complicat, să spunem așa. Alternativa o reprezintă hidrogenul, însă sistemul de pile de combustibil utilizează platina în continuare, ceea ce face ca sistemul să fie unul costisitor și să nu mai vorbim de producerea hidrogenului, depozitarea lui, pentru că este hidrogen lichid și este destul de greu de menținut la temperaturi extrem de joase, astfel încât piața are nevoie și de o altă alternativă. Tehnologia motoarelor cu ardere internă există, desigur, nu este la fel de curată, din păcate, însă ea există și poate reprezenta o alternativă. Și să nu uităm, în timp ce noi în Europa discutăm de Euro 6, Euro 7, electrificare, peste Mediterană, în Africa, mașinile n-au nicio normă de poluare, nu interesează pe nimeni, nici măcar de catalizatoare. Să nu mai spun de alte țări din Asia, poate și America de Sud. Deci nu ajutăm noi cât ne-am dorit de mult, pentru că trebuie să venim și cu alternative curate și pentru cei care nu își permit un automobil electric. Bun, în regulă. Mulțumim pentru explicații. Așteptăm să vedem ce se întâmplă și cu piața asigurărilor. Miercuri primim ceva informații, poate mai discutăm pe parcurs despre ele. Până atunci ne luăm la revedere. Mulțumim, Bogdan Alecu, te mai așteptăm.